Ce vreți să spun? Că am fost penibil? Că sunt jucători în divizia B care din ce în ce, deci apar jucători din ce în ce tot mai slabi. Că această competiție, Liga a doua, este la pământ. Spun și lucrurile astea, dar mulți o să spună că, știți, domnul German dă în jucător. Nu, eu voi spune general. Deci Liga a doua este foarte, foarte slabă, din toate punctele de vedere. Și atunci la ce ne așteptăm? Pentru ce? Eu m-am întors în ideea că pot să rezolv anumite probleme cu cei doi jucători, să putem să reabilităm măcar puțin din lucrurile financiare pentru jucătorii care au fost la această echipă permanent și au 5 luni de neplată. Încercăm, au fost discuții tot și încerc de aia, pentru asta m-am întors, să rezolv din probleme și să dar din punct de vedere sportiv, n-aș avea ce să caut aici. Deci, din punct de vedere sportiv, nu am. Pentru că meseria mea nu mi-o practic deloc. Nu pot să fac... N-am putut face un cantonament, n-am putut face o sală de forță, nu pot... Am avut, din nou, două minci șterse, șase altele de la juniori. Deci, nu ai... Dacă nu ai materiale, nu ai ce trebuie pentru a lucra cu jucători, nu. Nu ai ce să... Numai că sunt un haos total. Dar dacă o iau așa pe etape, în primul și în primul rând trebuia să începem la timp pregătirea cu un lot de 28 de jucători, să ai vitaminizare, să ai sală de forță, să facă antrenament, cine are valoare să rămână, cine nu să plece, să faci o selecție și să rămână câte doi jucători pe post apropiat valoric. Nu pot să vă mint. Vreți să vă mint că ce am avut în teren astăzi? N-am fundaș dreapta, n-am fundaș stânga, n-am un atacant. Dubluri, ce să mai spun? Și atunci? Viața merge înainte, încercăm să ducem la capăt până în decembrie. Din ianuarie este nu urgent, foarte urgent să se pună lucrurile la punct, cel puțin din punct de vedere al condițiilor de pregătire minime, ca să poți face o pregătire bună, bună. Nu să începem în martie, când începe campionatul, să începem și noi pregătirea și să dăm drumul. Dacă vreți să mă întrebați cum are plăcere, vis-a-vis de joc n-am. Îi felicit pe cei de la Pitești. Au jucat și au creat ocazii și, deși au fost în inferioritate, au avut posibilitatea și chiar și pe sfârșit să câștige meciul. Eu cred că ce se întâmplă la Unirea Alba Iulia, cred că se întâmplă aproape la toate echipele de divizia B, părerea mea. Condiții minime de a putea să te pregătești, financiare, tot. Părerea mea personală. Dacă nu la mai majoritate, cel puțin la 90%. Da. Dacă se retrage și Sibiu, mai jucăm o etapă, două etape. Zic, dar pe etapă, fiecare etapă, noi stăm 4-5 echipe stau. Putem zice că e competiție. Competiția înseamnă momentul când ai de emoții, de stres, ăla pozitiv, ești pregătit, etapă de etapă, etapă de poți să crești. Așa, două etape stăm, mergem, nu știu ce face, iar ne întoarcem. Nu. Eu sunt total dezamăgit de meseria pe care o practic la ora actuală aici. Vis-a-vis de mine, de ceea ce ar trebui să fac eu. Da, strâng din dinți, să termin campionatul, să nu las de izbeliște, chiar de situația. Mulțumim mult și vă dorim succes în continuare. Mulțumesc.